Lecția 134. Să percep iertarea așa cum e. Să revedem semnificația iertării, pentru că poate fi distorsionată și percepută ca un lucru care presupune sacrificarea nedreaptă a unei furi îndreptățite, un dar nejustificat și nemeritat și o negare totală a adevărului. Dintr-o asemenea perspectivă, iertarea trebuie să fie văzută ca o simplă nebunie excentrică, iar cursul acesta trebuie să pară că pune la baza mântuirii un moft. Această perspectivă distorsionată asupra semnificației iertării se corectează ușor când poți accepta că nu ți se cere să ierți ce e adevărat. Iertarea trebuie să fie limitată la ce e fals. Ea nu e relevantă decât pentru iluzii. Adevărul este creația lui Dumnezeu și a ierta așa ceva nu are înțeles. Tot adevărul îi aparține lui, care reflectă legile lui și răspândește iubirea lui. Are așa ceva nevoie de iertare? Cum poți ierta cei nepăcătos și de a purura blajin? Cea mai mare dificultate pe care o ai în privința iertării adevărate e persistența ta cu convingere că trebuie să ierți adevărul, nu iluziile. Crezi că a ierta este o încercare zadarnică de a trece peste ce e, de a nu ține seama de adevăr, într-un efort nefondat de a te amăgi, făcând dintr-o iluzie un adevăr. Acest punct de vedere distorsionat nu face decât să reflecte puterea pe care o mai are încă ideea de păcat asupra minții tale în felul în care te percepi. Deoarece crezi că păcatele tale sunt reale, consideri iertarea o amăgire căci e imposibil să socotești că păcatul e adevărat și să nu crezi că iertarea este o minciună. Prin urmare, iertarea nu e de fapt decât un păcat ca toate celelalte. Ea spune că adevărul este fals și le zâmbește celor corupți de parcă ar fi neprihăniți ca iarba și ca zăpada de imaculați. Se înșală în legătură cu ce crede că poate realiza. E în stare să considere corect ce este clar greșit și bun ce este detest detestabil. Iertarea nu e o scăpare dintr-o asemenea perspectivă. E doar un semn în plus că păcatul e de neiertat, putând cel mult să fie ascuns, negat sau altfel denumit, că certarea e o trădare la adresa adevărului. Vinovăția nu poate fi iertată. Dacă păcătuiești, vinovăția ta este eternă. Cei iertați din perspectiva că păcatele lor sunt reale, sunt luați în derâdere în modul cel mai jalnic și condamnați de două ori mai întâi de ei înșiși, pentru ce cred că au făcut, și încă o dată de cei care îi iartă. Tocmai irealitatea păcatului face din iertare un lucru firesc și pe de întregul sănătos o ușurare profundă pentru cine o oferă, o binecuvântare liniștită acolo unde e primită. Ea nu încurajează iluziile, ci le culege ușurel, cu un hohot mic de râs și le depune cu blândețe la picioarele adevărului. Iar acolo, ele dispar cu totul. Iertarea e singurul lucru care reprezintă adevărul în iluziile lumii. Ea le vede inexistența și străpunge cu privirea miile de forme în care pot să apară. Se uită la minciuni, dar nu se lasă amăgită. Nu ia în seamă țipele autoacuzatoare ale păcătoșilor în nebuniți de vinovăție. Se uită la ei cu ochi liniștiți și le spune doar atât. Fratele meu, ce gândești nu reflectă adevărul. Puterea iertării stă în onestitatea ei, care e atât de necoruptă, încât vede iluziile ca iluzii, nu ca adevăr. Tocmai de aceea, în fața minciunilor, ea devine marea dezamăgitoare și reinstauratoare a simplului adevăr. Prin capacitatea ei de a trece cu vederea ce nu e, ea deschide calea către adevăr, care a fost blocată de visele vinovăției. Acum ești liber să urmezi calea pe care ți-o deschide iertarea ta adevărată. Căci, dacă un singur frate a primit darul acesta de la tine, ușa ți-e deschisă ție. Există un mod foarte simplu de a găsi ușa iertării adevărate și de a o percepe larg deschisă în întâmpinarea ta. Când te simți tentat să acuzi pe cineva de orice formă de păcat, nu îți lăsa mintea să stăruie asupra faptei pe care crezi că a săvârșit-o acesta, căci ar însemna să te amăgești. Întreabă-te în schimb, m-aș acuza de așa ceva? Așa vei vedea alternativele între care ai de ales în termeni care fac alegerea să aibă înțeles și îți țin mintea la fel de liberă de vinovăție și de durere cum a conceput-o Dumnezeu și cum și este în adevăr. Numai minciunile condamnă. În adevăr, inocența e singurul lucru existent. Iertarea stă între iluzii și adevăr, între lumea pe care o vezi și cea care e dincolo, între iadul vinovăției și poarta cerului. Pe această punte, puternică și ea, ca iubirea care și-a pus asupra ei binecuvântarea, se duc silențios la adevăr toate visele de rău, ură și atac. Nu sunt păstrate să se umfle și să se dezlănțuie, să înspăimânte nesăbuitul visător care crede în ele. În schimb, a fost trezit duios din vis de înțelegerea că ce a crezut că vede nu a fost nici Și nu mai poate să simtă că i s-a refuzat orice șansă de a scăpa. Nu trebuie să lupte să se mântuiască. Nu trebuie să ucidă balaurii care a crezut că îl urmăresc. Și nici nu e nevoie să înalțe zidurile grele de piatră și porțile de fier care a crezut că îl vor pune la adăpost. Poate să-și scoată armura greoaie și inutilă, făcută să îi lege mintea cu lanțul fricii și al suferinței. Pasul e ușor, și, în timp ce își ridică piciorul să înainteze cu pași mari, Lasă în urmă ostea să le arate drumul celor care îl urmează. Iertarea trebuie exersată, căci lumea nu îi poate percepe semnificația, nici nu poate furniza o călăuză care să te învețe binefacerile ei. Nu există gând în toată lumea care să conducă la o înțelegere cât de mică a legilor pe care le urmează ea sau a gândului pe care îl reflectă. Iertarea e la fel de străină de lume cum e și propria ta realitate și totuși ea îngemânează mintea ta cu realitatea din tine. Astăzi exersăm iertarea adevărată să nu ne mai amâne momentul acestei îngemânări, căci vrem să ne întâlnim cu realitatea noastră în libertate și în pace. Exercițiile noastre devin urmele pașilor ce luminează calea pentru toți frații noștri care ne vor urma la realitatea pe care o împărtășim cu ei. Ca să se împlinească acest lucru, să dedicăm azi de două ori câte un sfert de oră pe care să îl petrecem cu călăuza care înțelege semnificația iertării și care ne-a fost trimis să ne-o predea. Să îl rugăm pe el. Să percep iertarea așa cum e. Alege apoi un frate după cum te îndrumă el și înșirăi păcatele, unul câte unul, după cum îți vin în minte. Fii atent să nu stărui asupra niciunia dintre ele, ci să realizezi că îi folosești ofensele doar pentru a mântui lumea de toate ideile păcatului. Gândește-te puțin la tot ce ai gândit rău despre el și întreabă-te de fiecare dată: M-aș condamna pentru așa ceva? Lasă-l să fie eliberat de toate gândurile pe care le-ai avut despre existența vreunui păcat în el. Și acum ești gata de libertate. Dacă ai exersat până acum cu bunăvoință și onestitate, vei începe să simți o ridicare, o ușurare a greutății pe care o simțeai în piept, o senzație profundă și certă de alinare. Restul timpului trebuie consacrat încercării de a resimți debarasarea de toate lanțurile grele pe care ai urmărit să-i le pui fratelui tău, dar pe care ți le-ai pus ție. Iertarea trebuie exersată pe tot parcursul zilei căci vor mai fi multe situații în care îi vei uita semnificația și te vei ataca pe tine însuți. Când ți se întâmplă asta, lasă-ți mintea să nu se lasă păcălită de iluzia aceasta în timp ce îți spui să percepi iertarea așa cum e. M-aș acuza de așa ceva? Nu îmi voi pune acest lanț. În tot ce faci, amintește-ți că nimeni nu e răstignit de unul singur și totuși nimeni nu poate intra de unul singur encher